vii pe mâine, de ce ai venit astăzi? Lasă-ți arăt eu ce-i să urmă! Nu da, domnule, nu da! Ce semnează asta, nu da! Nu lovi! Hai că nu e ce crezi dumneata! Ăla în mijloc e un sentiment curat! Păi eu o iubesc pe dânsa! Ia uite! Mă iubește! O iubesc! O iubiți pe soția mea? Da, o iubesc, o iubesc. Ce te mire așa? Ce te mire așa că mă iubește? De adevăratele, o iubesc de adevărat și chiar vreau să mă căsătoresc cu ea, nu da? Iată, uite, se mărită nevastă mea. Ce te mire așa? Da. Asta este o zi pe care trebuie să o țin minte, nu? Și în sensul ăsta, așa, să vorbim. Să vorbim așa, serios, ca de la bărbat la bărbat, nu? Așa, exact. Ca de la bărbat la bărbat, a spus bine. Da. Atunci pune ceva pe dumneavoastră. De ce? Măcar o perică de pantaloni. Deci, să vorbim de la egal la egal, nu? Da, dragă, de tati, aruncă ceva pe tine. Aruncă, e omul aici. De ce dragă ne formalizăm atâta doar de cunoaștere? Asta e o discuție serioasă, nu urmează o discuție. Pune ceva pe tine, se poate. Bine, închide ochii. Am închis, gata. Nu tu, dragă, el. Da, el. Nu trișa? Vă ascult. Deci vă iubiți? Și vreți să vă căsătoriți? Da. Acum, vă rog să luați loc, nu stați în picioare. Vă rog, simțiți-vă ca acasă, vă rog. Sunt. Acum, pentru că cunoașteți realitatea, sper că nu o să ne puneți piedici sau, știu eu, să ne șicanați în... Nu, dragul meu, nu, eu îl cunosc. Nu e ceea ce crezi, da? E un om de onoare, să știi. Da. Îți mulțumesc, draga mea. N-aveți nicio grijă, n-am să vă șicanez. Dacă vă iubiți cu adevărat, eu nu am nimic să vă reproșez, nu? Mulțumesc. O dragoste adevărată mi-e întrezește un anume respect. Vă doresc să fiți fericiți. Ai văzut ce ți-am spus? Vă mulțumesc mult de tot, vă mulțumesc în numele meu și al soției mele. Acum aș vrea să vă spun ceva, sigur că e puțin cam jenant. Dar mă rog, asta e situația. Știți, eu nu am o locuință corespunzătoare. Adică eu sunt flotant la o mătușă. Așa că apartamentul o să ne rămână nouă. Tot. Tot? Ce te mire așa? Sunt două camere pe hol, nu? Dar și voi sunteți două persoane, nu? Stați puțin, iertați-mă. Dar înainte când ați locuit aici, nu erați tot două? Erau... Just! Absolut just! Și afară de asta, eu vreau să fac și 2, 3, 4 copii. Sigur că da, adică bă... Păi, atunci, sunt de acord. Eu o să-mi găsesc o cameră mobilată. Da. Plec, vă doresc să... Da, iertați-mă. Mașina! Da. Nu vă las. Ea e a mea. Cum? Nu se poate. Asta s-a spus, dar... Dar ce mașină aveți? Ce mașină? Da, cea 1310! 50.000 de kilometri la bord. 50.000 de kilometri la bord? Îmi pare rău, dar... Mașina tot nouă o să ne rămână. Și mașina? Da. Și mașina? Gigele, nu te știam așa, Gigele, se poate? Draga mea, nu vrei să ne faci tu niște cafele? Beți o cafea, nu? Da, dragul meu, imediat. Domnule, cred că putem să discutăm acum în liniște. Luați loc. Vreau să vă întreb, știți câți ani are soția noastră? Pa, 33. 33? Și jumătate. Bă, rog, dar să zicem 33, nu e... Deci, măritată e. Cu moralitatea, ce să mai vorbim, că ai văzut și dumneata, nu? Cine ți-o mai ia în condițiile astea fără o înzestrare materială corespunzătoare? Adică vreau să spun, fără casă și fără mașină, nu? Acum, fiți sincer, că suntem între noi până le face cap, nu? Mă rog. Așa că eu zic să zici mersi? Mersi. Mulțumesc, draga mea, mulțumesc mult de tot. Știi, dragul meu, dacă te grăbești, noi nu te mai reținem. Da. Bine. Atunci am să plec. Da. Am să mai trec din când în când să ceva amănunte să punem la... Da? Sigur. De ce, dragul meu? De ce să treci? Sună-ne. Sper că n-ai uitat numărul de telefon, nu? Bine, atunci am să... Bine? Aș vrea să vă rog ceva. Dacă vreți să ne lăsați țigările, calea noastră s-au terminat. La revedere.
La revedere, mai poftiți oricând. Dragul meu, dragul meu, ai grijă pe scări. Știi că e întuneric, să nu cumva să cazi. Pa! Sunt liber! 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 Bricheta? La... Bricheta! Scărcitul. Mm-hmm.